tare cu fipt. Ați mai văzut BMW i7 odată pe canal cu câteva luni, când am avut doar 2 ore și am fost pe repede înainte. Dar acum avem mașina pe un weekend. Dar pentru că sunt atât de multe chestii de prezentat la ea și oricum ați mai zis că nu prea mă descurc, am zis să-mi fac o echipă. Și pentru că tot este 1 iunie, am o echipă specială. Și anume, Avengers Assemble. Bun. Pe cine avem aici? Pe Black Widow, Captain America, Hulk, Iron Man și Spider-Man. Și cine vrea să înceapă? Haideți, Avengers, veniți aici să spuneți voi despre mașină, dar mai întâi o să zic eu repede despre prețuri. Deci, un i7 pleacă de la 133.000 de euro cu TVA, în timp ce un seria 7 normal pleacă de la 108.000 de euro cu TVA. Și ca o mică comparație, un EQS pleacă de la 119.000 de euro cu TVA. Ce vedeți voi aici are un preț de listă de 195.000 de euro cu TVA. Deci puteți să vă luați un i7 sau 325 de PS5-uri. Sau un PlayStation 5 cu toate jocurile posibile. Și dacă vreți o mașină nouă, intrați pe AutoVantage și de restul ne ocupăm noi. Atât de simplu e. Deci, cine vrea să prinde designul exterior? Aș putea eu. Hai să vedem ce are de zis. După cum puteți vedea, mașina este de un mat negru, care ceva mai minunat de atât nu există. Ți-ți place să fie, îți place culoarea, adică? Da, culoarea și materialul îi oferă... Am înțeles, un aspect plăcut? Da. Ai fi ales altă culoare sau îți place fix asta? Nu, îmi place negrul. Bun. Așa. Vara ar putea fi un dezavantaj că o să se încălzească foarte rapid, dar în rest e frumos. Cum gândi la chestia asta? Așa, cum ți se pare fața așa tăiată? Da, puțin agresivă. Așa. Dar în rest, îmi place. Grilele astea sunt prea mari sau arată fix cum trebuie și... Puțin cam mari. Înseamnă cum o trebuie de supat care vrea să mănânce? Exact ăla. Așa, farurile care sunt despărțite? Puțin cam mici, dar dacă... Mici? Puțin cam mici, dar dacă au o luminositate puternică, sunt bune. Nu mai rog de da. Așa. Mașina cum ți pare? Mare, mică? Da. Se pare sportivă? Lungă. Lungă? Lungă, da. Destul de lungă. Interior? Ți se pare că arată ca și cum ar fi o mașină luxoasă și la interior? Da, arată ca limuzină. Din unghiul ăsta chiar arată ca o limuzină. Înseamnă cu rolului sau nu prea? Puțin. Puțin? Puțin? Așa, roțile îți plac? Da, au un design și niște culori care se potrivesc. Iartă-mă că te-am întrerupt, te rog frumos să mă ierți. Au un design modern. Design modern? Și niște griul și negru care se potrivesc cu tot cu... Cu tot cu culoarea mașinii, da. Adică? Am înțeles. Bun, mai ai ceva ce să ne spui în spate? În spate? Ce părere ai de scopurile astea? Arată la fel de bine ca în față sau nu prea? Spatele arată mai normal puțin ca în față, nu la fel de agresiv. Ce ți pare că arată mai interesant, față sau spatele? Fața, că e mai agresivă. Adică îți atrage mai mult atenția fața, nu? Am înțeles. E foarte ușor să discut cu ei pentru că sunt la același nivel de mentalitate. Așa, mai dorești să ne zici ceva? Uite, aici, de exemplu, este lumina de marșarier. Arată așa un pic ca la mașini de curse. Știi, mașinițatorul meu care e vechi de vreo 15 ani, sunt... Sigur că nu are asta. Așa. Deci e destul de folositoare dacă e întuneric și farurile din spate nu sunt destul de puternice. Ok. Chiar dacă e foarte scump, o merită. Asta cred că este cel mai important lucru videoclipul ăsta. Chiar dacă este foarte scump, o merită. Deci puteți să vă vindeți și ficatul și plămânii că merită. Fără o mașină nu poți să existi, dar fără un rinic poți. Asta nu se taie la montaj. Asta rămâne. Asta este sfatul cel mai important. Ai uitat să-mi povestești de aileronul ăsta de aici, care-i faza cu el? El ajută la aerodinamica mașinii, okay. Că ea se poate prinde mai ușor viteză. Ok, și de ce zice aici X-Drive? Că nu înțeleg. X-Drive înseamnă că e o mașină 4x4. Ok, și 7 acolo și 60-ul ăsta, care-i faza cu el? 60-ul așa se numește modelul mașinii. Trebuie să-ți calcul la matematică, era să mă pierd pe aici. Auzi, dar eu nu mai înțeleg ceva. Eu știu că logo-ul de la BMW arată așa,
dar fără cercul ăsta albastru. Care e faza cu cercul ăsta albastru? Păi, în caz că nu știai, asta înseamnă că e o mașină electrică, adică mai șmecheră, mai prietenoasă cu mediul. Da? Deci asta au inelul ăsta albastru, că e o mașină electrică? Da. Ce tare! Acum, mai să vorbim despre performanțe. Bam! Deci ce vezi tu că avem aici? Un motor. Ce să mai... E perfect. E perfect? Da. Eu văd un capac, sincer, de mai mult. Din câte știu și mi-amintesc, aceste două motoare electrice au un total 544 de cai putere. Ok, deci cam multă putere, a? Da, pentru un BMW. Ok, 544 de cai, bun. Da. Și parcă avea și un cuplu, un motor maxim de 750 de Nm, nu? Română? Engleză? Mai știi cât timp prinde suta? Că mi-ai zis că e destul de rapid. 4,7 secunde. 4,7 secunde? Da. Oh, wow. E o mașină puternică. E mașină puternică. Păi și cât pot să prind cel mai mult cu ea dacă vreau să merg acum pe autostradă? Mă rog, în Germania. Și pot să merg cu cea mai mare viteză. Până la ce viteză pot să merg cu ea? Până la ce viteză? 230 de kilometri, pentru că este limitată. Ah, este limitată. Am înțeles. Da, pot să o delimitez. Am înțeles. Auzi, da, eu văd așa că e o mașină foarte mare. Înseamnă că e și destul de grea. 2,7 tone. 2,7 tone? Da. Ok. Colegul tău mi-a zis că asta e o mașină electrică, nu? Da. Deci asta înseamnă că eu nu pot să merg la nesfârșit cu ea fără să o încarc. Deci trebuie să stau să o încarc. Dar da, eu te întreb pe tine, cam câți kilometri pot eu să merg așa? Poți să mergi vreo 620 de kilometri. 620 de kilometri? Până să o încarci. Până să o încarci, da. Bine, mai altceva? Mai vrei să ne zici ceva? Sau crezi că asta a fost important și de știut? Vreau să vă spun așa, că dacă vreți o mașină de calitate, puteți să alegeți BMW. Mergem pe mâna ta? Merge. Gata, eu merg pe mâna lui. Eu vreau să plec cu mașina asta acasă, așa că... Bun, hai să vedem cine vrea să prinde bordul. Da, hai. Deci, de aici, cine vrea să prezinte bordul? Eu! A, tu, colegul, hai! Avem aici un candidat perfect! Da, acolo! E drapă! E ok, e ok. What? Da, băgați! Uite-te puțin aici! Gata, ești gata să zici? Da. Ce poți să-mi spui tu despre interiorul mașina asta? Îți place, în primul rând? Da. Da. Are o tabletă foarte mare. Așa. Cu multe butoane. Cu multe butoane. Un material foarte bun. Aici foarte un bun. Lemn. Așa. Și aici zici că e de cristal. Bun. Aici are niște butoane de cristal. Care ce fac alea? Reglează? Păi de pe ăsta poți să te dai cu scaunul în spate. Iar de pe ăsta... Tot așa, te dai cu scaunul mai în spate sau mai spatele. În față? Te dai cu în spate sau mai în față. Aici încui mașina și deschizi mașina. Așa. Iar aici deschizi geamurile. Okay. Și aici deschizi portbagajul. Iar bun, aici închizi ușa. Pe butonul ăsta. Ta-ta-da! Bun. Ai ce mai aveți? Mașina la care se închid ușile singure? Nu. Doar de la vânt. Uh-huh. Așa, ce mai avem pe aici? Ce pus să aici avem avariile care se face totul roșu când le apăsăm. Wow, nu cred! Cât de tare! Aici putem să deschidem torpedoul? Torpedoul. Arată-mi. Wow, dar trebuie să închid tot cu mâna, asta nu mi se pare tare. Așa, ce poți să mai zici? Ce e aici? Asta e o trapă. Și aici e o trapă, dar nu se poate deschide. Nu se poate deschide? A, se poate doar trage cortina asta de aici? Da. Ia. Au, au, am înțeles. Am înțeles, foarte mișto. A, și văd că asta de aici e cumva pentru masaj, butonul ăla? Da. Ia arată-mi și mie, te rog. Apeși. A, văd că am și eu pe partea asta, nu? Da, și aici ți arăt pe tabletă și alegi ce. Și merge masajul? Da. Oh, wow, e foarte confortabil. Aici ce este? Aici putem să deschidem dacă apăsăm înăuntru. Și aici avem un loc unde să depozităm. Bun, și aici astea sunt? Iar aici ne putem pune niște lucruri. Sau doze de suc, da, crezi? Da. Am înțeles. Pe aici îți place cum arată? Da. Așa din cristal și așa? Da. Da, aici poți să deschizi mașina și o închizi. Aici, adică să pornești motorul? Da. Aha. Aici poți să suni și ți apare pe tabletă. Aici setezi volumul și aici e autopilot. Deci, ție, pe total, îți place aici? Da. Ai vrea să dormi în mașina asta? Da. Și eu. Bine. Mai departe, ce mai prezentăm? Cum deschide geamul să apăsăm pe un buton să deschide singur? N-am înțeles un pic mai tare pe butonul de geam, de exemplu, la Silvian, dacă trage de două ori. Da, trebuie să vii tu în față, știi? Aici, dacă adică poți să ieși din mașină. Eu schimb de locuri.
Acum o să prezentăm tehnologia de pe mașina asta. Cine vrea să o prezinte? Eu. Tu? Da. Bine. Suntem aici cu Hulk, deci toată lumea să fie calmă, că dacă le enervăm, poate n-ai și cu filmarea asta și cu viețile noastre. Bun. O să tac, nu zic nimic. Deci, la muzică, dacă faci așa cu degetul, se dă mai tare și dacă faci așa mai încet. Așa. Care niște senzori. Am înțeles. Dacă foarte faci așa, schimbă muzica și așa la fel. Așa. Și dacă faci așa, pune pauză. Cât de tare! Cât de tare! Păi și ți se par folositoare chestiile astea? Da, că, de exemplu, e mai ușor să faci doar un semn din mână în loc să intri și am înțeles, faci. Am înțeles. Pe volan avem mai multe butoane. Ok. Sunt la muzică, la aici e să suni. Așa. Dacă mergi 300 de metri în față, da, mașina o să își amintească într-un fel cum ai mers cu volanul, cum așa. Așa. Și poate să meargă cu spatele și să o ia pe aceeași drum. Ba, ești nebun? Nu cred. Nu cred. Așa. Și ai zis că vrei să mai arăți în câte moduri se pot încheie și deschide ușile mașina asta. Că mi-ai zis că sunt foarte multe. Ok. Se poate deschide ori apăsând un buton de aici. Așa. Și se deschide. Așa. Asta e metodă, da? Da. Așa. Altă metodă? Altă metodă. Mai poți să deschizi ușa din butonul de aici. Cum e și butonul ăsta, adică. Da, același, acela. Nu? De am înțeles. Automat. Și se deschide toată. Wow. Și o poți închide apăsând pe pedala de frână. Nu cred. Ok, ok, deci deja avem trei metode, da? Da. A patra metodă a fost cea din cheie de la început. Da. Deci până acum avem patru metode, da? Cu tot cu aia cu cheia de la început. Da, și mai e o metodă să zici vocal. Hey BMW, open all the doors. Obstacle detected. Should I open all doors that far? Yes. Nu, I will cred. Open it as far as the obstacle. Da, dacă apeși pe săgețile astea, poți să le închizi. Deci, efectiv, sunt șase moduri în care poți închide sau deschide ușa mașina asta. Și mai e și override-ul manual. Și mai e și... da. Sunt absolut șocat, îmi pare rău. Sistem audio? Cum crezi că e? Că știu că voi erați cu 50 Cent, cu alea, vă plăcea 50 Cent. Se aude foarte bine și basul se aude... așa. Puternic. Și poți să setezi. Știi câte difuzoare are? 36 de difuzoare. 36 de difuzoare este mașina asta. Deci aproape cât are Dacia Spring. Wow. Că tot am. Dacă vreți să vedeți review cu Dacia Spring, aveți aici. De acasă coci această glumă. Din februarie, când am prezentat prima dată. A gluma asta. Deci mașina poate să mai conducă și să mai conducă și singură. Și dacă apeși pe butonul My Modes, schimbă luminile. Mai multe de astea teme. Uite, da. Digital Art Theater Relax, care ți se pare cel mai tare? Deci avem așa personal, sport, efficient, expresiv, relax, theater, relax. Relax. Da. Fix tu ești postilor la asta, mă gândeam că o să fii pe modul sport, rupe în tot. Păi enervează, se face verde. Exact. Acum mai avem din partea din spate. Cine vrea? Eu. Cred că acolo se întâmplă adevărata magie. Noi mergem într-o mașină adevărată. Oh, măi, un Ford Focus. Ia să vedem ce are de zis Maria. Bună, Maria! Salut! Ia să vedem. Eu dacă în față așa se conduce și stai așa, mi se pare că în spate e adevărata magie, adevărată chestie, fiindcă doar șefii stau în spate. Doar șefii stau în spate? Frumos zis, frumos zis. Așa. În primul rând că am stat și în față și în spate și scaunul din spate îmi pare mai confortabil. Ok. Are chestia asta de... cotiera, adică? Da. Care nu știu cum este să... ajut? Da. Așa. Mulțumesc. Wow! Care e foarte, foarte tare. Are aici sus, se vede foarte frumos. De obicei, dacă mergi prin pădure sau așa, vezi cerul, vezi copaci. Așa, da. Cât de tare. Are și lumini la picioare, nu știu dacă se văd, dar e destul de impresionant. Gata, acum l-am descoperit. Da, și covorul e foarte confortabil să stai pe el. E covor direct de casă. Da, exact. Așa. Dar chiar pune și tavanul, zici că e o canapea. Și are foarte multe, foarte multe moduri. Poți să ajustezi scaunele, poți să faci chestia asta interesantă. E drag de să dăm în față și te... Da. Nu cred. Este... Bine, o să dureze un pic, aparent. Da, e foarte... Când a zis Maria că stai ca șef în spate, stai ca șef în spate, domnule. Dacă avea mașina asta, mama ar cam dispărea cumva. Wow, se ridică și partea asta, nu cred. Wow, și...
și încă se ridică, aparent. Da. Suntem la spate-i cafetele. Așa. Bun, ăsta, aparent, e modul șezlong. Modul șezlong, bun. Da, dacă ești la plajă, nici nu mai trebuie să mai ieși din mașină. Pur și simplu vezi zoarele pe aici, stai așa, întins. Mai trebuie niște apă. Comenzile vocale sunt foarte impresionante. Poți să... poți să te uiți și la filme de aici. Hey, BMW, cinema mode. I will activate the theater mode. Oh my god, nu cred. Deci Maria chiar a avut dreptate. Ce să mai pieși afară când... dacă vei să mergi la mare, soarele pe aici, spui și un film. Eu zic că nu-ți mai trebuie canapea, nu mai trebuie să vii în mașină, îți aduci prietenii, gata, nici nu mai trebuie să faci nimica. Și partea cea mai interesantă este dacă folosești o comandă vocală ca să ți se deschide ușa, mașina știe în ce parte ești și zici că poți să deschide doar ușa ta. Hey, BMW, open my door. Sure, wow. I will open your door. Hey, BMW, open my window. Okay, I will open the right rear window. Salut! Și parcă ziceai că avem masaj și în spate. Da, avem masaj în spate, poți să intri de aici. Așa. Apeși pe masaj. Așa. Da, și doar pur și simplu îl pornești. Așa, acolo jos ai modurile, nu? Da. Wow. Poți să vezi intensitatea, viteza, cred că poți să apeși așa mai mult pe din astea. Deci, și să mai vezi, are foarte multe, după cum vedeți. Deci ți-ți place mașina asta? Da, îmi place foarte mult, o să mi-o cumpăr când o să fiu mai mare. După cum vedeți, ecranul de la cinema are touchscreen, are 8K și are 31 de inch, are Disney Plus, Netflix, YouTube, tot ce poți să-ți dorești, chiar și mai mult, fiindcă nu știu toate astea ce sunt. Da, dar e foarte, foarte interesant, are și muzică și filme, da. Are și HDMI, poți să vii cu consola de acasă. Mamă, deci asta mi se pare genial, să vii cu PlayStation-ul aici direct, vii cu fetele, cu băieții și dai o noapte de aia de joacă fără să te bate la, să te bate la cap părinții. Mai undeva ceva de zis? Da, doar la portbagaj. La portbagaj? Ok, da. Aici la portbagaj. Deci plecăm de la cinema? Da, din păcate. Mai am și un nachos măcar. Uite cum a fi sequestrat. Mașina e prea tehnologizată și nu mai poți să ieși din ea. Ia să vedem, facem. Salvați-mă! Alo, pe la locul 37. Deci vrei să vorbim despre portbagaj? Da, asta e portbagajul. Și cum se deschide? Că eu nu văd, nu înțeleg, n-are mânere de la caladace. Nu știu cum se cred că trebuie să apeși pe chestia asta. A, chiar a mers. Portbagajul e foarte încăpător. Are 500 de litri. Ok, da. Ok. Deci și încap și tu acolo. Cred că poți și să intri aici. E perfect dacă vrei să răpiți un copil. Poate chiar și un om mare intră aici. Cine știe, încercați, trebuie să încercăm. Ți-e teamă de întâlnări? Nu. Ai fost un pic gânditoare. Știi, cred că poți să dormi și acolo și e foarte confortabil, de fapt. Hai rândul tău. Dar mie e frică de întuneric, nu vreau. E pentru știință. E pentru știință. Ei, dar mie e frică de întuneric. Maria, nu! De acum plecăm, da? Da. Ajutor! Cine conduce? Alex, conduci tu? Nu conduce singură. Mai era cineva cu mine? Prieteni! Tinker, ce faci? Prezinti tu acum? Nu, dar parcă mai era cineva. Hello! Ok, am rămas fără operator, așa că voi prelua eu. Mașina asta faceți cu sunete. Da, ignorați, nu se plânge. Hei, prieteni, îmi pare rău! Face parte din plan. Am o mică problemă, copii, poate mă ajutați voi. A început să facă gălăgie mașina din spate și nu știu cum... Da, chiar. Da, vă ziceam, intrăm în portbagaj și... Foarte ciudat. Dacă ai să-ți dați seama ce s-a stricat la ea. Da, exact, nu știm. Salut, colegu! Salut, colegu! Aparent am fost ăla care n-a fost cu minte. Au. Hei, cine a lăsat să iasă? Au. Vreau și eu! Uite, Hulk l-a lăsat să iasă. Mersi, Hulk! Hulk e de treabă, restul nu-s de treabă din Avengers. Hai să vedem cât intră. Un copil, doi copii. Să vedem. Ghiciți-vă, voi. Mulți copii în cap. Alex, aici. Îmi pare rău pentru mizeria din portbagaj. Trei copii. Ghiciți-vă, ghiciți-vă. Hai, mai intră și tu să vedem. Mă, claustrofobie. Și dați-vă că vin și eu. Foarte frumos, o experiență atât de plăcută în
Stefan. Încă nu mai vrei, a? Vedeți, așa se face, așa poți să răpești 4 copii și să zică că e experiență plăcută. Ia, cum v-a plăcut? Trebuie unii 7. Deci, e mașina foarte bună, 10 din 10. La preț de urinic, mi se pare foarte... Urinic de fiecare? Exact. Păi da, așa, ai mai mulți membri în familie, gata, e bunica, dar și mie rinicul. Rinicul, că totul nu mai folosești. Bunica, nu mai de rinic înapoi. Mai știi când ți-am dat eu 10 lei? Acum am nicio nevoie de rinic. De ce mai este prestator auto când poți să faci asta mereu? Efectiv. Haide cineva în față care are peste 12 ani și poate să stea legal în față, vă rog. Tu ești înaltă, tu sigur ai 12 ani. Da. Să zicem. Să zicem. Bun, copii. Da. Mi-ați vorbit despre interior, despre exterior. Acum vreau să-mi spuneți cum e să stați și în mașină în timp ce conducem. Așa că astăzi o să fac pe șoferul de Uber. Sper să-mi dai și mie 5 stele. Da, da. Dar vă rog să vă puneți centurile înainte să plecăm. Ok. Ajut? Sau te descurcați? Okay. Gata? Okay. E în regulă? Da, da. Bun. Merge. Merge treaba. Da, da. Să-mi spuneți cum vi se pare până acum. Uh-huh. Mișto. Da, până acum e ok. Fără în care masaj la mine. Frumos. O, tu ești cu masajul cu tine? Da, păi... Ne respectăm, adică, nu? Ne respectăm pe noi. Da. Păi și Mariana, stăm așa fără masaj aici în față? Păi, adică? Cred că putem să punem și noi, nu? Păi da, cum adică, noi stăm așa fără masaj, băieții stau acolo, pe vorba ta, pe modul șef. Asta vezi butonul ăla? Asta? Da. Ei stau pe modul șef acolo și noi stăm fără masaj în față. Păi și asta, mă, cum adică? Da. Uite că facem și un pic de overall cu mașina. N-are mod de overall, dar turbo, așa turbo, un pic. Turbo, turbo, turbo. Ajungem și la turbo mai întâi. Haideți să mergem așa, în modul confort. Să-mi spuneți dacă vă simți așa ca pe un nor de... Da. Stai așa, da. Mergem pe modul relax. Uite că acum s-au închis toate astea. Și mergem așa, ușurel. Putem să dormim. Puteți să faceți ce vreți voi în mașina asta. În sensul în care... Adică e atât de confortabil încât puteți să dormiți fără problemă, nu? Da, la asta vă referiți, am înțeles. Relax. Mi-e ești mi-e și totuși dormi aici. Nu ți-e somn și totuși ai dormi aici, zici? Da. E ceva inconfortabil? Nu, decât dacă mergi pe off-road, adică pe pământ, denivelat. Până și acolo, pe drumul da, denivelat. Exact. S-a simțit foarte bine, nu? Da. Ai văzut cât de mult atrage atenția mașina? Da. Toată lumea e pe modul, ce e asta? Mașina din Back to the Future. Mm-hmm. Sau, știți filmul Back to the Future? Da. Da? Ok, mă bucur. Asta cred că e mai tare ca aia, știi? What? Cum se joc picuri? Și uite, are sunetul ăsta care se aude așa un pic SF-ia. Da. Uiiiiiii. Când o să punem în sport, o să vedeți că sunetul este și mai accentuat. Se aude așa un... Se pare că se aud zgomote urâte în mașină? De la drum sau ceva se aude... În afară de bibo acela care nu te face să te simți rău. Adică e o chestie de relax. Doar închide ochii, întinde-te și relaxează. Da, apropo, de ce credeți că se aud sunetele alea? Că alea se aud și, mă rog, și mașina se aud și în afara mașinii. Pentru că este o mașină electrică. Așa. E colocație, ca să știi celelalte mașini că sunt. Și pentru că oamenii nu aud când... Exact. Adică dacă, uite, vezi, da, oamenii, ca să nu fim, că, de exemplu, dacă ia și dintr-o scară de bloc, ce ar trece o mașină electrică pe care nu o aud, ar fi o mare problemă. Ar fi o mare problemă, nu? Da. Exact. Adică s-ar putea întâmpla accidente nedorite. Exact. Haideți că acum o să ajungem pe porțiunea de linie dreaptă, unde o să facem și o plecare ceva mai tare. Da. Dar dacă nu vreți, puteți să-mi spuneți. Nu, e ok, ok, vrem. Ce surpriză. Wow. Aici? Nu. Mai în față. Acolo. Da, o să simți, o să tremure așa un pic mașina, o să facă brrrr, ca și cum ar dansa. Mhm. Ne anunțați pe noi pe un telefon? Sigur că vă anunțăm, vă sunăm acolo, că sunteți departe în spate. Da, e... Zicem, băi, vedeți că noi plecăm tare, pregătiți-vă, asta să-mi pun centură. Mă rog, deja nu aveți centură, dar mă referam ca la avioane. Uite, acum o să avem niște denivelări, niște de-alea de viteză, bumperele alea de viteză. Da. Să trecem cu o viteză un pic mai mare, să vedem cât de confortabil este această mașină și să-mi spuneți ce părere aveți voi, da? Să nu ne salte. Nu, cred că ne salte. Uite, avem 35 km. Ok. S-a simțit ca și cum ai merge pe nori? Da. S-a simțit ca și cum mergi pe cer? Da. Și cel mai important, colegii mei, adică prietenii mei n-au spus-o, deasupra celor două persoane din față, este un buton SOS. Ah, ok, foarte bună observație. Și ce crezi că face? Pur și simplu sună la salvare. Sună la poliția, la salvare, la... La 112. La 112. Mhm, bună observație. Ce te mai observat? Alertează și locația în instanță sau... Dar nu.
Da, trimite și locația unde ești. Așa. Deci aici putem să încercăm să facem plecarea noastră. Deci, bun, mai întâi o să punem pe avarii ca să se vadă. Nu este nimeni pe lângă noi, ceea ce este în regulă. Mergem în My Modes, în modul sport. Și haideți să vedem ce se întâmplă. Aici e turbo? Da. Cât are? Cât kilometri? Am avut 95, ca să-mi depășim chiar 100. Dar ce-i tare, că plecarea poate n-a fost atât de violentă, dar uite, în timp ce mergi, acum poate vrei să depășești pe cineva, faci doar atâta. Hop! Wow! Foarte tare! Da, foarte tare! Ne pune și dăm din buci! Ce? Vrei să auziți cum claxonează? Da! Nu! Aia e normal, e. Mai facem încă una și la întoarcere? Aha, da. Asta o dăm puternică. Când am văzut a fost puternică, să știi. A, și încă o chestie, să știți că virează chiar și loțile spate. Da, pe bune? Da, asta, da. Ca să poți să întorci mai ușor. Tare. Și ca când te plictisești, poți să faci de la. Am uitat să vă arăt o chestie, vedeți că unde am anunțat asta cu boost, unde scrie boost? Asta dă și mai multă putere, uite aici, vezi? Asta cu boost? Da, da, da. Deci apeși pe boost, 3, 2, 1 și... Putere! Cât are? Am avut cât mi-ai cerut-o. Și din nou, când dacă mergi așa te plictisești și nu știu ce, mai faci un... Ui. Ia, acum poți să dai tare la maxim. Am dat, am dat. Păi nu pot, că o să intru în oamenii din față și eu am avea viteză prea mare. Cum ar fi să mergi așa tare și să treci așa pe o rampă, cum ar fi? Da. Să sari așa? Ma. GTA. Nu mai avem mașină. Cum vi s-a părut? Foarte tare. Da. Repede zici că zbori cumva. Da. Ce, ai văzut că ai sunetul ăla așa de navetă spațială? Da. Așa e. Exact. Da. Și ați văzut că e alt sunet acum. Da, e ca în GTA. Ca în GTA? Da. Cum adică ca în GTA? Adică... Când sari pe rampă îți face un slow motion. GTA 5, nu? Nu, GTA Vice City. Normal că GTA 5. Cine ia, ce vorbe pe tine! Din punctul meu de vedere, cei de la Rockstar ar putea să scoată din GTA 6 un joc exact ca în viața reală, cu aceeași grafică, același lucru. Depășim! Tare rău! Și aproape am terminat GTA 5, mai am câteva misiuni. Mai ai câteva misiuni? Da, foarte frumos. E foarte frumoasă experiența asta. Pe care am avut-o cu mașina asta. Cea mai tare mașină. Cea mai mașina pot, mai de vis asta. Nu este pot, nu pot numi cea mai tare mașină, deoarece sunt, din punctul meu de vedere, sunt și alte cea mașini. Cea mai tare mașină care am fost. Da, pot să-ți numesc așa. Da? Da, pentru că există, de exemplu, Audi Q8 RS. Din punctul meu de vedere, o mașină care te ajută la multe lucruri. Adică vrei să-mi spui că între BMW i7, adică ăsta și Audi RS Q8, ai alege Audi RS Q8 sau alege poarta? N-am mers cu el și nu vreau să mă dau cu părerea prost, așa. Dar vreau să aștept să văd și cum e cu Q8 RS și atunci pot să-mi dau cu părerea. Eu să vrei să duci mașina aia și după facem așa comparație. Da, ar fi chiar tare. Și după aia cea mai bună o păstrăm noi. Da, eu sunt de acord. Mă bag și eu în echipă cu voi. Hai. Perfect. Aduceți mașina. Vorba aia, aduceți mașina și să începem. Uite, apropo, primești și cinstele pe Uber sau? Da. Vă dați seama. Primești și cinstele pe AutoVantage? Uite acum ajungem. Stai, colegul! În afară! Stai, colegul, direct! Uite, apeși acolo pe aul ăla, se deschide. Ok, intrăm. Good! Am și sticla. Pune sticla acolo. Pune centura, Vlad. Ce? Centura. O să mergem într-o mare, mare aventură. Ia microfonul! Gata, toată lumea e în regulă? Puneți-vă masaj. Faceți-vă comozi. Ce părere aveți de camera asta 360? E super tare. E super. Haideți să vă arăt și chestia de care vă tot povesteam eu. Cu mersul în față care ține drumul pe care îl faci, pe aceea merge singură cu spatele. Vreți să vă arăt? Da. Ce părere aveți de sunetul ăsta? Super. Da, e super jumeche. Într-un joc. Exact, ca într-un joc. Prietenii voștri dinainte au zis că așa se aude în GTA 5. Uite, să zicem că mergem așa încet, da? Și acum facem stânga, dreapta,
dreapta, stânga, dreapta, iar, hop, așa. Ați prins ideea, da? Da. Bun. Și acum să ne imaginăm că suntem într-o parcare și că e totul plin și noi vrem să dăm cu spatele, da? Dar ni se pare complicat. Apeși pe Start Reversing Assistant și mâinile mele stă aici, da? Eu nu fac nimica. Ok. Uitați. Nu cred, ce tare! Șmecher! Și e și dâră acolo. Mamă, nene! Mamă! Nene? Da, exact, bravo. Și te arată și dâră. Deci eu de ce nu fac nimica? Ca să nu ziceți că mamă, e vreo magie nebună neagră. Ok, ce tare e! Șmecher, bă! Acum am fost pe modul relax și am obțiat așa ușurel. Să vă arăt și cum pleacă bestiuța. Și cum o să joacă acolo în spate, cum vă simțiți? E super. Da. E super? Da. Băi, de ce credeți că e sunetul ăsta care, oricum, să știți că sunetul ăsta se aude și pe afară? Ce credeți că au băgat sunetul ăsta? Ca să te dai mare, l-auzi cu... Nu, nu, dar e și asta interesant. L-au pus că dacă sunt pietoni și fiind o mașină electrică care nu scoate niciun sunet, exact, dacă sunt pietoni, s-auzi ceva, știi? S-auzi că vine o mașină. Ca să nu mergi așa până în spatele și pe aceea să-l claxonezi, uite, claxonul. Poți să dau la adjustment și să-mi schimb, să dau scaunul mai de spate? Da, poți să faci ce vei tu cu scaunul. Am dat launch position. Ah, bravo, bravo, vezi că aici tu te-ai pus direct în poziția de șef. O, bine. V-ați putea obișnui cu asta, nu? Da. N-aveți o problemă. Nici măcar. Uite, și uite ca o chestie, vezi, acum tu te-ai pus în modul ăsta, dar din păcate, mie scaunul mi-a un pic din vederea în oglinda retrovizoare. Uite, vezi, acum văd așa un pic cam pe jumătate. Nu, nu, stai acolo. Am vrut să zic ca un lucru neplăcut. Mamă, nene. Mult prea șmecher. Îți cam place acolo, ha? Da. Uite, acum, cum le-am spus și colegilor voștri, avem niște bumpere de alea de viteză. Am trecut peste ele cu 40 km pe oră. V-a simțit ceva în nasol? Nu. V-a deranjat? Nu. Mai aveți și masajul și poziția de șef. Bun, acum să vă pregătiți pentru că ajungem în zona de drum liber. Așa, aveți ceva neplăcut sau plăcut de spus? Mă rog, aveți ceva neplăcut de spus despre mașina asta? Este ceva ce nu v-a plăcut la ea? Da, în covor. Se murdărește foarte repede. La covor se murdărește foarte repede? Da, și am înțeles. Pare cam greu de curățat. Dar în rest e super. Totul. Da. Ok, 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 deci la covor. Ok, bun. Așa, dragilor, deci haideți să ne tragem aceea un pic pe dreapta. Și în My Modes punem modul sport. Unde se face și totul roșu cu albastru. Și când vreți să plecăm tare de pe loc, vedeți că am aici o manetă asta unde scrie boost. Da. Pentru 10 secunde îți dă toată puterea. Te vezi aici boost? Ok, ok. L-ai văzut, da? Da, da. Bun, apăsăm pe boost. 3, 2, 1 și... Roller coaster style. Ce tare. Și cum am spus, prinde 100 în 4,7 secunde. Dar ce ești foarte tare. Că uite, dacă acum merg cu o viteză, da? Și spunem că vrei să depășești pe cineva, faci doar așa. Hop. Hop, 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 hop. Asta este la treaba asta ce am făcut acum, se spune calcă gândacul. Știi, vezi gândacul? Hop, a călcat gândacul. Unde e gândacul? Hop, ce-a făcut? E, și acum întoarcem aici și cum le-am spus și celor dinainte, să știți că virează chiar și roțile spate la mașina asta. Ca să poți să întorci mult mai ușor. Uite, vezi? Faci așa într-o mișcare simplă și gata. Ce tare. Uh-huh. Uite, și asta spuneau că sunetul ăsta e de GTA 5 când sare așa peste o rampă. Da. Chiar e? Că eu nu m-am jucat. Din câte știu, da. Nici voi nu m-am jucat GTA 5? Nu. Știu așa din niște youtuberi. Deci, dragilor, până la urmă, care este părerea voastră finală despre i7 după ce v-ați și plimba cu ea? E super, Jean. E super? Și e plăcut să stai în ea. Este ceva ce voi v-ați cumpărat dacă ați putea? Da, da. E perfect pentru dormit. Da, e exact. Perfect pentru dormit, a? Pierna asta moale, de la cap. Trage atenția pe stradă sau nu prea? O trage. O trage pe toată. E ca un magnet. Deci se înțeleg că atunci când mai avem recenzii la mașini, mai veniți, da? Da. Să mai prezentați mașini, da? Da, așa, mulțumim că avem și noi nevoie de voi. Niște prezentatori pricepuți. Și
profesioniști ca noi. Exact. Depășire! Calcă gândacul. Calcă gândacul. Vezi ce repede ai învățat? Mi se pare că așa când se audeau cu masă, o navetă de aia spațială. Dar cea mai atractivă parte la mașina asta, care crezi că este? Exteriorul, ecranul de cinema, interiorul, viteza? Exteriorul mat negru. Da. Exteriorul mat negru. Nu știu că ați văzut pe oamenii din spate, dar toți și-au întors așa capul și au fost wow, ce-a trecut pe lângă noi? Ce se întâmplă? Nu cred că vreți să auziți și n-are rost să vă zic eu ceva în final despre mașina, așa că o să predau ștacheta la adevărații prezentatori. Deci, da, exact. Cum vi s-a părut ziua de astăzi și mașina? Ziua a fost foarte, foarte bună și mașina foarte șmecheră. Așa. Da. Și da, e foarte interesant, foarte... Ziceți și voi ceva, nu știu. Deci, această mașină este o mașină fabuloasă. Vă recomand dacă vreți să aveți o mașină de familie. Credeți-mă pe cuvânt. Puteți să băgați și pe bunica în portbagaj. Da, dacă mai... Sunt vreo 5 locuri în mașină. 5-6 locuri în mașină, adică aveți maxim un om în portbagaj, 3 oameni în spate și 2 oameni în față. Na, anyway, o zi foarte frumoasă, o mașină fabuloasă. La mulți ani vouă! La mulți ani nouă! La mulți ani copii! Și la mulți ani vouă! Ați adus tort, nu e așa? Ok, mașina este super și pentru drumurile lungi poți să stai să te uiți la un film și să te relaxezi în spate. Odată ce am văzut culoarea mașinii, mi s-a făcut ziua mai fericită. Înainte eram trist, apoi când am intrat în portbagaj, după aia mi s-a luminat ziua. Era întuneric. A fost cea mai minunată experiență și să nu uităm o chestie. Poți exista fără un rinichi, dar fără această mașină nu poți. Mașina aceasta are masaj în scaune și are multe filme pe televizorul din spate. Așa, și dacă și copiii voștri vor să devină Avengers, am aici răspunsul pentru voi. Alex, te rog. Mă, nu știu ce are mașina asta, dar copiii ăștia au talent. Happy Free Kids. Este clubul de teatru Happy Free Kids. La mulți ani, copii! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani vouă! La mulți ani! La mulți ani! Ce vreau pe acolo? Vlad, vino! Vlad, haide! Nu, mi s-a închis! Hai, colegii! Păi și ce faceți, mă? V-a pupat! Ce vă plecați? Păi și plecați fără munde! Stai, mă, puneți centura înainte! Mai întâi, siguranța pe primul loc! Ne vedem în Chiajna! Siguranța pe primul loc! Alabama! Spre răsărit, băieți! Ce film ați spus? Infinity dincolo de el. Ce film ați spus? Sau nu puneți? Punem. Mai încolo, a? Punem o comedie de... Ok. Să ne punem niște muzică și am plecat. Cu iubire. Hai, pa. Okay. Asta are atitudine de viață pe cuvânt, adică... Pa!